Salutare mașiniști, în sfârșit începem cu mașini ceva mai serioase și bineînțeles unde găsești mașini serioase, dacă nu, la curse. Suntem la curse la Ianca, la Brăila și vorbim cu Bigu, care are un E30 foarte, foarte tare. Salut! Este vorba de un E30 cu un motor 2.8 de E36. Deci ai făcut tu transplantul. Transplantul, da, este schimbat motorul, nu este al lui de serie. Motorul la bază este stock, pistoane, biele, arbore, stock, chiloasă stock, o garnitură de decomprimare, prezoane și restul, injectoare care necesită pentru conversia turbo. Avem un GTX 35. GTX 35, wow. Da. Așa. O turbină foarte ok. Da. Transmisia, transmisia este transmisia stock de E30, exceptând cutia, care cutia este a motorului, tot, adică tot E36. Dar ai ramforsat ceva, ai schimbat ceva în ea? Nu. Ține așa? Da, ține așa. Și cam ce putere ai? Puterea, am zis, este 680 de cai la motor. Pe spate mergem cu niște amortizoare Bound Rebound pentru a pune puterea jos. Ce marcă? Este o marcă din Anglia, mi l-a comandat cineva, adică e secret. Ah, okay. Mergem pe spate cu hosier 26-10-15. Slick-uri, nu? Slick de drag. Așa. Și ca și greutate, mașina cred că are undeva în jur la o tonă. O tonă? Da. Da. Nu am cântărit-o niciodată, ca să zic exact. Mașina a fost terminată vineri, după amiază. Mamă, da, la timp. S-a muncit toată săptămâna. Și se muncește de vreo 3 luni, că a fost altă configurație, s-a trecut la altă electronică, alt soft. Softul a fost terminat săptămâna trecută, vineri. Așa. Da. Mașina astăzi are un best personal de 10.7.2, un 860 fit. Este foarte bine. Da, pentru aderența și temperatura de aici e ok. Proprietarilor se poate și mai bine, sperăm la mai bine. Ai mai făcut ocazie. Ceva setări în plus sau așa te dai și în finală? Așa că astăzi merg și în finală, față de ziua de ieri am mai umblat ceva la suspensie pentru o aderență mai bună. Ieri de la 11.0, astăzi am mers la 10.7, cum am spus mai înainte, adică s-a văzut diferența, am făcut o modificare în bine. Și sper totul să fie ok, să mergă în finale cum trebuie. Ne vedem la o nouă etapă, poate cu timp mai bun. Ce cuplu dezvoltă mașina asta, nu e spus? Mașina dezvoltă 723 de Newton. 723 de Newton. Da. Și redline-ul la cât l-ai? Redline-ul este de la 7200. Redline-ul 7200. Da, mașina nu are launch, nu are ALS, totul merge din pedal. Totul e din skill-ul tău. Da. Ambreiajul, nu am spus asta, este un bidisc, Tilton. Ceramic? Sau? Ceramic, da, bidisc. Cu câte pucuri? 4 pucuri per fiecare disc, 8 în total. Foarte tare. Da. Diferențialul? Diferențialul este diferențul stock cu punte deschis, stock. Deschis sau nu, sudat? Nu, este blocant de fabrică. Blocant de nu fabrică. Sudat nicio, pune blocant de fabrică, 293 raport, planetare stock. Și nici în cutie n-ai schimbat nimic. Nici în cutie. Ce mai are ceva bucș poliuretan? Da. Pentru întărire. Capota am înțeles că nu o poți deschide pentru că este da, lipită. Da, este lipită, vă arătam cea mai mare plăcere. E veche, mă! Da. Bine atunci, mulțumim foarte mult. Cu plăcere, mi-a părut bine. Și mie. Succes în finală. Mersi, mersi. Salut.
Vă rugăm frumos toți care n-aveți treabă acolo să ieșiți. Plecați vă rog cu toți. Rămâneți pe loc, rămâneți pe loc, doamna. Toiu, pleacă și tu din dreptul startului, Toiu. Acum vă puteți calinia. Pentru Bigu, 12-6, nu, vestul lui e 10-8, l-am făcut astăzi.